care au răspuns la întrebările mai mult ironice puse de colegii de la PSD în comisiile de specialitate. Socialdemocrații susțin că PNL își dorește de fapt vot de neinvestire, iar liberalii le amintesc că și ei au fost în situația de a vota împotriva propriului executiv. Am ascultat 20 de minute. Rugămintea este să aveți și dumneavoastră bună voință, că avem aceleași drepturi ca și de domnul Călin. Haideți, vă rog frumos. Vă rog, nu moriți, nu vă rog. Dar și eu vă rog dar vă rog să nu ne dați lecții de proceduri parlamentare. Vă dau lecții pentru că ați nenorocit țara. Domnul Roma. Aveți aici, domnul Suciu. Erați ministru. Voi acum. Erați ministru. Ăsta este un drum pe care dumneavoastră... Ca... Domnul Roman, dumneavoastră nu sunteți purtătorul de cuvânt al lui domnul ministru. Că doamna Dăncilă spunea că a scos România din noroaie. Roman, dacă mă uit la această planșă... Deci vă rog să ne trageți cuvântul, ce calitate vorbește acum pe procedură. Vă arăt și această planșă, domnule. Ședință de aici, domnul. Veniți doar cu acuze și poate. În rest, nimic concret pentru viitorul României. Vă rog, nu vă enervați că prezint, lucrez cu materialul clientului. Scandalul a început când fostul ministru al dezvoltării Daniel Suciu a prezentat în comisiile parlamentare de administrație, la audierea lui Ion Ștefan, un document semnat de ministru prin care contrazice anumite declarații publice ale premierului și ale ministrului fondurilor UE și în care atrage atenția că există riscul ca UDMR să ceară iar autonomia ținutului secuiesc. Ar fi fost elegant din partea dumneavoastră și cred că nu vă face cinste să căutați pascuns să... Spuneți, domnule, un ministru nu face asta. Un ministru, din punctul meu de vedere, își prezintă argumentele. Nu trebuie să umble în hârtiile altcuiva. Nu, eu sunt audiat. Eu am pus niște întrebări. Domnule Roman, dacă țineți nevoia să-l apărați pe domnul ministru, faceți-o. Domnul Roman, sunteți purtătorul de cuvânt. Domnul Ștefan, atâta o brăznicie n-am mai văzut într-o comisie. Așa este. Nu, domnul Roman, nu. Respectați. Vă rog frumos să vă respectăm și să ne respectați. Nu sunteți purtătorul de cuvânt al domnului Ștefan. Dar chiar nu vreți să înțelegeți, domnul Roman, că n-aveți cuvântul. E foarte bine că sunteți nervoși, înseamnă că vă doare. În același timp, în altă sală din Parlament, după 2 ore de audieri cu scandal, ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a primit aviz pozitiv. Cred că cel mai bine pentru România, pentru români, sunt alegerile anticipate în momentul de față, iar acestea pot fi atinse numai prin căderea 2 guverne succesiv în 60 de zile în Parlament. Nu, niște audieri în care s-a văzut exact ceea ce se dorește să facă, ce a făcut guvernul și ce va vrea să facă guvernul în continuare. Nu uitați că, indiferent de rezultatul votului din 24, din 30 sau când o mai fi al primul, al doilea guvern, guvernul rămâne în funcție și avem de lucru, avem de implementat proiectele care le-am dat drumul și care trebuie să continue. Audierile vor continua și mâine, iar votul pentru guvern este programat pe 24 februarie. Ludovic Orban negociază cu formațiunile politice, sperând ca acestea să nu voteze de 2 ori cabinetul și lista de miniștri, astfel încât pe 14 iunie să fie organizate alegeri anticipate. A doua zi de audieri pentru guvernul Orban II continuă. Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. La audierea ministrului propus la dezvoltare Ion Ștefan a fost însă scandal. Cum toate detaliile, ni se alătură chiar acum colegul meu, Alexandru Rotaru. Bun găsit, Alex. Ce urmează la comisii? Cine? Bun găsit, aviz negativ pentru ministrul dezvoltării Ion Ștefan, cel care a fost în fața comisiilor reunite a Camerei Deputaților și Senatului, pentru că a fost literalmente un meci între socialdemocrați și naționali liberali timp de 2 ore. Aici comisiile reunite au încercat să pună în dificultate pe ministrul desemnat Ion Ștefan. Pe de cealaltă parte, colegii liberali a ministrului desemnat au sărit în apărarea acestuia, iscându-se într-un punct oarecare chiar o ceartă în ceea ce vizează audierea ministrului. A fost și cererea de suspendare a comisiei, dar s-a reușit a ajunge spre final. Acuze multe au venit
cunoscând din partea fostului ministru al dezvoltării Suciu, care l-a acuzat pe actualul ministru Ștefan că ar politiza instituția. Au venit acuze și din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, dar și a minorităților care au spus că Ministerul Dezvoltării ar fi împărțit banii discreționar. De altfel, aici, în Parlamentul României, urmează audieri și pe parcursul zilei, urmând să se încheie în ora 17, ultimele audieri programate pentru astăzi. Alexandru Tudor ne-a oferit aceste informații. Mulțumesc! Senatorii din Comisia Juridică au respins ordonanța de urgență privind alegerile anticipate cu 8 voturi pentru și 3 împotrivă. Ordonanța a fost dezbătută în comisiile de specialitate în procedură de urgență și va fi pe ordinea de zi a plenului de miercuri, chiar dacă a primit aviz negativ astăzi. Cu mai multe informații, ni se alătură colega mea, Liliana Anastase. Bun găsit, Lili, te ascultăm! Bun găsit, era previzibilă decizia Comisiei Juridice, având în vedere că senatorii PSD declaraseră chiar înainte de începerea dezbaterilor că sunt probleme foarte grave în actul normativ privind alegerile anticipate. Ulterior, Comisia Juridică a dat un aviz negativ. Este vorba despre un aviz obligatoriu, însă consultativ, pentru care mâine ordonanța va ajunge în plen pentru un vot. De altfel, și guvernul Orban, prin premierul Ludovic Orban, se aștepta la această soluție din partea Comisiei Juridice, declarând că parlamentarii nemulțumiți de ordonanța de urgență privind alegerile anticipate ar putea face modificări în procedură legislativă, însă ar trebui să vină cu argumente, nu doar cu declarații beligerante, așa cum le-a numit Ludovic Orban. Ordonanța de urgență care reglementează organizarea alegerilor anticipate pentru Camera Deputaților și Senat a fost adoptată la începutul acestui an, pe 3 ianuarie, însă actul normativ nu avea avizele Consiliului Legislativ. Principalele prevederi ale ordonanței sunt 3 zile de vot în diasporă, dublarea numărului de parlamentari, de asemenea pentru diasporă, iar data desfășurării alegerilor anticipate putea fi stabilită cu cel puțin 50 de zile înaintea votării, față de 90 de zile cât prevede legea în prezent. Mulțumesc pentru aceste precizări, Liliana. Comisia de control a SRI a convocat o ședință de urgență având pe agenda tema coronavirusului. Parlamentarii vor să solicite un punct de vedere de la Serviciul Român de Informații privind situația virusului din China în ceea ce privește țara noastră. Numărul deceselor înregistrate oficial din cauza virusului se ridică la aproape 1800 la nivel mondial. Cu toate detaliile, ne se alătură chiar acum colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, te rog! Am găsit, chiar la această oră a fost convocată Comisia de Control la Activității Serviciului Român de Informații și în ședința de astăzi se va discuta despre posibilitatea ca în țara noastră să ajungă coronavirus. Mai exact, cei din Comisia Parlamentară vor să ceară Serviciului Român de Informații date concrete referitoare la această posibilitate și ulterior vor să ia și măsuri în consecință. Pe de altă parte, ieri președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații a transmis o scrisoare către președintele României, Klaus Iohannis, în care cere convocarea CSAT-ului, astfel încât să se ia în discuție această problemă a coronavirusului și sunt așteptate toate datele din partea Serviciului Român de Informații pentru a vedea cu exactitate dacă există sau nu un pericol. Așadar, în aceste momente are loc această ședință. Vă reamintesc că în țara noastră nu este niciun caz de coronavirus. Un singur român ar avea acest virus. Este vorba despre un român angajat pe un vas de croazieră aflat în Japonia. Acest vas de croazieră este în carantină în aceste momente, iar starea românului este una bună. Gabriela, îți mulțumesc! Familia Alexandrei Măceșanu se află la această oră față în față cu Gheorghe Dincă la Curtea de Apel Craiova. Părinții Alexandrei au cerut strămutarea procesului în care Dincă este judecat pentru viol și omor.
Familia victimei mustrului din Caracal nu-și dorește ca acest dosar să se judece la Tribunalul Olt, susținând că Gheorghe Dincă a avut în ultimii ani legături strânse cu oameni influenți din județul Olt, cum ar fi polițiști, judecători sau procurori. Efectuarea actelor de urmărire penale, așa cum ar fi toate până la acest moment. Faptul că nu ni s-au respins nenumărate cereri, faptul că am solicitat suplimentarea raportului de expertiză, am solicitat efectuarea unui raport de expertiză internațional, așa cum au procedat cei de la DICOT pentru Liza. De ce ni s-au respins toate aceste lucruri? De ce nu trebuie să facem ceea ce trebuie cu cele și pentru a înlătura orice suspiciune rezonabilă că această anchetă n-a fost făcută în mod corect, efectuată doar la dictarea cuiva, așa cum spun și colegii mei. Emoții pentru Liviu Dragnea. Tribunalul București va decide astăzi dacă îl va elibera pe fostul lider PSD după ce săptămâna trecută judecătorii au luat în discuție o contestație la executare a lui Liviu Dragnea. Fostul șef al PSD a atacat pentru a patra oară decizia instanței supreme de condamnare definitivă a sa în dosarul angajărilor fictive. La termenul de săptămâna trecută al procesului, avocata sa, Flavia Teodosiu, a transmis printr-un alt avocat împuternicit că nu se poate prezenta din motive medicale, iar Dragnea a refuzat să fie reprezentat de un alt apărător, astfel că instanța va analiza cererea astăzi. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv anul trecut pe 27 mai la 3 ani și 6 luni de închisoare. Haos la Iași, mai multe cartiere și spitale au rămas fără curent după ce un tânăr s-a urcat pe un stâlp și a amenințat că se aruncă în gol. La fața locului au ajuns polițiști, un echipaj de salvare, dar și negociatori care au reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la ideile sinucigașe după mai bine de 2 ore. Bărbatul s-a urcat pe stâlpul de electricitate în jurul orei 8 și a amenințat că se sinucide. Inspectorul pentru situații de urgență Iași a fost solicitat să intervină pe strada Cerna pentru salvarea unei persoane care s-a urcat un stâlp de înaltă tensiune la o înălțime de aproximativ 25 de metri. Pentru că bărbatul stătea între cablurile de înaltă tensiune și exista pericolul să se electrocuteze, compania de electricitate a decis întreruperea curentului electric în zonă. Peste 2000 de persoane din mai multe zone ale Iașiului au avut de suferit. Furnizarea cu energie electrică a fost întreruptă și a fost amplasată perna pneumatică. După mai bine de o oră, bărbatul cu gânduri sinucigașe a fost convins să coboare de pe stâlp. Aproximativ 90 de minute, bărbatul în stâlp de 24 de ani a fost convins să se urce în acel autoplatforme și a fost coborât în siguranță la nivelul solului, acesta fiind preluat de echipajele de poliție prezente la fața locului. Din cauza gestului necugetat al tânărului și traficul din zona a fost blocat mai bine de 2 ore. Circulația a fost dirijată de mai mulți polițiști, iar șoferii au fost sfătuiți să evite zona. Ministrul propus al finanțelor, Florin Câțu, susține varianta înlocuirii alocațiilor pentru copii cu vouchere, propusă de premierul Ludovic Orban. Câțu a explicat că acest sistem este folosit și în Statele Unite ale Americii și oferă sigur... ...folosit în Statele Unite, care încearcă să se asigure că banii nu vor fi folosiți de părinți în alte scopuri și vor fi direcționați către educație, sănătate, etc. Pentru viză la medic sau pentru a cumpăra rechizite pentru școală și așa mai departe. Deci este un sistem folosit și în Statele Unite și în Finlanda. Declarațiile ministrului propus al finanțelor vin după ce premierul Ludovic Orban a declarat că nu s-a luat nicio decizie în privința alocațiilor și că s-a discutat despre faptul că există și alte modele, precum acela de a fi acordate sub formă de vouchere. Se pot găsi soluții pe care să ne... să ne asigurăm că banii pot fi cheltuiți numai în interesul copilului. De exemplu, pot să existe sistemul de vouchere, adică acordarea sub formă de vouchere, poate exista. Deocamdată nu am luat nicio decizie. Dacă eu spun ceva, imediat o să apară știri că cine știe ce vrea guvernul Orban. Vom lua o decizie în această privință. Declarație controversată a fostului ministru de finanțe, Eugen Teodorovici a catalogat rachetele Patriot achiziționate de România drept niște fiare și l-a atacat pe Florin Câțu pentru că a plătit anticipat 2 miliarde de lei pentru achiziția acestora.
Mai mult rachetele. Știți cum? Aș avea așa o expresie, dar mă abțin. După aia rugați în astea cu rușii, cu restul și așa departe. Nu pentru mine contează țara asta. Niciuna dintre celelalte țări în afara acestor granițe nu contează. Că e Rusia, că e America, că e China, că e oricine, nu contează. Adică dumneavoastră mi invocați un contract comercial în defavoarea interesului național. Puteți să nu-mi spuneți mie, acum că știi foarte bine și noi cum se fac astea. Puteți să discutați, mai ales că iau moca de la ei, adică iau moca. Mă costă miliarde de euro pentru niște fiare, niște fiare. Dialogul lui Eugen Teodorovici cu Florin Câțu a avut la finalul celor peste două ore de audieri în comisiile reunite de buget finanțe din Parlament. Senatorul PSD l-a acuzat pe Câțu că a majorat astfel în mod intenționat deficitul pe 2019 prin plățile făcute în ultimele două luni ale anului trecut. Ultimul fiu în viață al cuplului Ceaușescu a decis să se implice în dosarul Revoluției. Valentin Ceaușescu cere statut de victimă pe motiv că în urma evenimentelor din decembrie 89 părinții săi au fost uciși. Valentin Ceaușescu s-a constituit parte vătămată în dosarul Revoluției aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Fiul cuplului de dictatori a decis să se implice în procesul Revoluției din 1989, după ce procurorii au scris în rechizitoriu că diversiunile create după 22 decembrie de către Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Cico Dumitrescu ar fi creat condițiile condamnării și execuției cuplului prezidențial Ceaușescu printr-un proces penal simulat. Surse apropiate procesului spun că în dosarul Revoluției sunt peste 50 de părți vătămate și părți civile. Potrivit legii, partea vătămată nu are pretenții, în timp ce partea civilă are pretenții materiale. Asta înseamnă că Valentin Ceaușescu nu cere despăgubiri materiale, ci mai degrabă o reparație morală simbolică. Următorul termen în procesul Revoluției este programat pe 21 februarie la Înalta Curte de Casație și Justiție. În instanță sunt așteptați Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, toți fiind acuzați de crime împotriva umanității. Dosarul cuprinde 3330 de volume, dintre care 2030 au fost instrumentate după 13 iunie 2016. Un bărbat a fost declarat mort de către judecătorii Ieșeni, deși el iese în viață. Individul în vârstă de 63 de ani a aflat că medicii legiști l-au declarat mort în urmă cu 5 ani. Recent, judecătorii au refuzat să anuleze certificatul de deces și omul nu poate să-și scoată alte acte. Bărbatul a descoperit că este mort în acte când a vrut să-și schimbe pașaportul. În urmă cu mai bine de 20 de ani, Ieșeanul a plecat la muncă în Iugoslavia. Cum nu a mai primit niciun semn de la acesta, fiul său le-a cerut judecătorilor să-l declare mort, bănuind că ar fi decedat. În 2013, judecătoria Iași a admis cererea formulată de reclamant și a declarat moartea tatălui său. În baza acelei sentințe a fost emis și certificatul de deces pe 8 ianuarie 2015. Acum, având doar certificatul de deces valabil, bărbatul nu poate cere anularea acestuia în instanță. Reprezentanții Direcției Locale pentru Evidența Persoanelor le-a cerut magistraților judecătoriei Iași să dispună anularea actului de deces emis, numai că judecătorii au respins acțiunea. Magistrații au precizat că legea spune că atunci când cel declarat mort printr-o sentință este în viață, e necesară formularea unei cereri de anulare a deciziei declarative de moarte. Sentința inițială ar fi putut fi atacată, dar conform datelor oferite de instanță, aceasta nu a fost contestată. Este ancheta la Constanța după ce o barjă plină cu fosfat s-a scufundat în portul Agigea. Barja, aflată sub pavilion slovac, s-a scufundat sub privirile îngrozite ale muncitorilor care descărcau marfa de la bord. Incidentul s-a produs în Dana 30, însă nu s-au înregistrat victime, din fericire. Incidentul vine la nici 3 luni după ce o altă navă, care avea la bord peste 14.000 de oi, s-a scufundat în portul Midia. Băi, comisare, bă, fii atent cum s-a... Au încărcat în mijloc cu ei. Da, se duce la fund, băi, fii atent. Primele date ale anchetei demarate de Căpitania Agigea, dar și de Autoritatea Navală, arată că barja ar fi fost încărcată defectuos în
că de când a plecat în cursă. Din cauza greutății mari de pe o parte, vasul s-ar fi îndoit și a început să ia apă, susțin surse din Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. Când au văzut că apa intră cu debit mare în magazia de marfă și barja se scufundă, marinarii au sărit de pe vas pe uscat. Imediat a fost dată alarma, iar la fața locului au ajuns și reprezentanții administrației portuare, dar și ai autorității navale. Barja de cereale aflată sub pavilion slovac era încărcată cu fosfat. Având o lungime totală de 77 de metri, barja era însoțită și de o macara plutitoare. Incidentul s-a produs în Dana 30, în timpul operațiunilor de descărcare a fosfatului, fără a se înregistra victime. Ăla mai iese la vară, vaporul, până nu scoate barja asta. Mamă, ce tare. După zilele cu temperaturi de primăvară, vremea începe să se răcească. Meteorologii anunță că temperaturile vor scădea și cu 10 grade în nordul și vestul țării. La munte va mai ninge, iar pe creste zăpada va fi viscolită. Temperaturile încep să mai scadă spre jumătatea săptămânii, pentru că pătrunde un aer mai rece dinspre partea central-nordică a continentului. Însă această pătrundere se va face destul de lent, nu va fi una violentă. În capitală, de asemenea, temperaturile vor scădea și vom avea parte de ploi. Și vă dau un exemplu, Bucureștiul, care astăzi o să facă 15-16 grade, iar mâine, poimâine, în condițiile unui cer mai înorat și a ploii temporare, temperatura să nu mai depășească 80 grade ziua, dar să rămână în continuare pozitivă pe timpul nopții. În zonele montane nu este exclus să ningă. La munte, vântul va fi mai puternic. La rafală se vor depăși 65 de km pe oră, iar pe crestele montane, vântul poate ajunge chiar la 90-100 de km pe oră. Joi și vineri, precipitații vor fi temporare în majoritatea regiunilor, ploi în zonele joase, iar pe la munte, odată, pentru că muntele va simți acea pătrundere de aer mai rece mai bine, vor apărea treptat și lapovițe și nisori, deci practic un scurt episod de iarnă. Sentință în cel mai mare scandal al studiilor de pe piața energiei din România. Fostul director al Transelectrica, Marius Carașol, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare și interzicerea unor drepturi pentru falsificarea diplomei de studii. Decizia nu este definitivă. Aceasta este diploma care l-a adus pe Marius Carașol în fața instanței. Împreună cu un CV falsificat și el au fost folosite de Carașol pentru a ocupa postul de director general al companiei cu capital de stat Transelectrica. Diploma pare a fi emisă de Universitatea Politehnică din București, însă reprezentanții instituției susțin că Marius Carașol a fost student acolo, dar nu a terminat studiile. De altfel, decizia instanței prevede, pe lângă pedeapsa cu 2 ani și 8 luni de închisoare pentru Carașol, și desființarea totală a înscrisului falsificat, respectiv a diplomei de inginer seria D, numărul 0286614, aparent emisă de Universitatea Politehnică București, inclusiv a oricăror copii identificate ale acesteia. Carașol a fost trimis în judecată în decembrie 2019, după ce în noiembrie fusese reținut de către procurori. Marius Dănuț Carașol a fost revocat în septembrie atât din funcția de președinte al companiei Transelectrica, cât și din poziția de membru al directoratului Transelectrica de către Consiliul de Supraveghere al companiei. Decizia instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. Grav accident în județul Satu Mare. 8 oameni au fost răniți și au ajuns de urgență la spital după ce un microbuz plin de călători a fost lovit de o mașină. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar circulația în zonă a fost oprită timp de mai multe ore. Accidentul s-a produs pe drumul național 19A, între localitățile Mădăraș și Ardud. Un autoturism a intrat în plin în microbuzul în care se aflau mai multe persoane, în mare parte muncitori care se întorceau acasă de la serviciu. În urma impactului extrem de puternic au fost rănite 8 persoane, câte 4 din fiecare vehicul. Alertate prin numărul unic de urgență 112, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. La fața locului s-au deplasat 2 ambulanțe SMURD și 6 ambulanțe aparținând SAJ, o auto specială de descarcerare și o auto specială de stingere. Medicii le-au acordat primul ajutor răniților la locul accidentului, iar apoi i-au transportat la spitalul județean Satu Mare. Polițiștii au închis complet traficul pe DN19A și au deviat pentru mai multe ore circulația pe rute alternative.
7 căutători de comori din Buzău au dat lovitura după ce au descoperit un tezaur fabulos care conține peste 2500 de monede medievale. Comoara a fost predată autorităților care promit că în scurt timp va fi expusă la Muzeul Județean. Tezaurul a fost descoperit într-o pădure din localitatea Spătaru de un grup de 7 căutători de comori dotați cu detectoare de metal. Cele peste 2500 de monede medievale se aflau într-un vas de ceramică. Monedele par a fi de două tipuri și reprezintă cel mai bogat tezaur monetar descoperit pe teritoriul județului Buzău. Potrivit directorului Muzeului Județean Buzău, Daniel Costache, tezaurul are nevoie de o restaurare. Au nevoie de o restaurare urgentă, pentru că nu sunt într-o stare foarte bună, trebuie să ajungă urgent în laborator pentru a fi restaurate, a declarat directorul Muzeului Județean Buzău. Comoara ar putea fi expusă publicului tocmai anul viitor. Crimă halucinantă în Bacău. O femeie și-a ucis un vecin în vârstă de 85 de ani și l-a ținut ascuns în balcon vreme de o săptămână. Totul a ieșit la iveală după ce fosta soție a victimei a alertat autoritățile. Bătrânul și femeia care l-a ucis locuiau în aceeași scară de bloc în Onești. Vecinii spun că bărbatul o vizita adesea pe vecină și o mai ajuta cu bani. Ea avea în grijă 4 copii de până în 14 ani, unul al ei, ceilalți 3 nepoți. Pentru că pe bărbat nu îl mai văzuse nimeni de mai multe zile, fosta lui soție a alertat autoritățile. Pompierii și jandarmii au spart ușa locuinței bărbatului și pentru că nu l-au găsit, au început ancheta în bloc. Suspecta nu a rezistat presiunii puse de anchetatori și a doua zi s-a predat la poliție. A mărturisit că l-a omorât pe vecinul său din greșeală. Acesta i-ar fi făcut avansuri, iar ea l-a lovit ca să se apere. Când și-a dat seama că l-a ucis, i-a ascuns cadavrul într-o ladă în balcon. Ce-a căutat, a găsit. S-a dus toată ziua la ea. Toată ziua se ducea la ea. Erau iubiți, așa cum se zice? Nu știu că erau iubiți, că el la 85 de ani, ce să mai facă, dar ea s-a bucurat probabil la banii lui. Nici nu știu când l-a omorât, l-a ținut vreo 6 zile în balcon. Inculpat am cunoștințat inițial organele de poliție cu privire la săvârșirea faptei. La audieri aceasta și-a recunoscut fapta. A fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Femeia a fost arestată pentru 30 de zile, iar cei 4 copii pe care îi avea în grijă au fost preluați de rudele sale. Cetățeanul chinez care a ajuns la spitalul Pantelimon din capitală cu febră mare nu are coronavirus. Bărbatul a spus medicilor că s-a întors recent din China. Deși testele rapide nu au confirmat suspiciunea de coronavirus, bărbatul a fost trimis la Institutul Matei Balș. Bărbatul de origine chineză, în vârstă de 29 de ani, s-a prezentat la UPU cu febră mare și le-a spus medicilor că se simte rău de câteva zile. După un prim consult de specialitate, a fost imediat izolat și au fost activate procedurile speciale pentru situații de posibilă infecție cu coronavirus. Medicii s-au echipat cu costume de protecție. Deși testele rapide nu au confirmat suspiciunea de coronavirus, bărbatul a fost preluat de un echipaj CBRN și transportat la Institutul Matei Balș pentru că starea acestuia nu este una bună. Prezența lui și alerta de la Sfântul Pantelimon a generat, să spunem, procedurile de urgență, dar a fost și o interpretare eronată. Atâta timp cât pacientul intra în țară pe 20 decembrie, nu exista nici contactul infectant și nici acel link epidemiologic sau definiția de caz pentru coronavirus. El a respectat o procedură, a ajuns la Matei Balș și a fost consultat. A fost evaluat și este acasă cu tratament. Cetățeanul chinez s-a întors în decembrie din țara natală prin aeroportul Otopeni. Între timp, Statele Unite i-au evacuat pe americanii de pe Diamond Princess, iar vasul va ieși mâine din carantină. Pe navă sunt și 16 români. Printre cei care s-au contaminat cu virusul pe vas este și un ospătar român de 41 de ani, care este în prezent internat în spital. Starea de sănătate a acestuia rămâne una bună, după cum au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Pasagerii care au scăpat de îmbolnăvire și nu mai prezintă simptome până la finalul perioadei de carantină vor putea părăsi nava în baza unui certificat medical emis de autoritățile japoneze. Însă românii care sunt membri ai echipajului vor mai sta aproximativ 14 zile în carantină. Bătaie în stradă între polițiști și clanuri, încăierarea a avut loc în Cluj atât între bărbați cât și între femei, fără a ține cont de întreaga suflare a orașului care a asistat la episodul violent. Scandalul de proporții cu pumni și picioare a izbucnit în centrul orașului Huiedin. Protagoniștii, două clanuri de romi, s-au luat la bătaie, au fugit printre mașinile care circulau și cu greu au fost despărțiți de polițiști.
Nici femeile nu au stat deoparte și s-au luptat cu celelalte soții de romi. Nici prezența poliției nu a putut calma cele două familii. Fără a ține cont de sosirea echipajului, încăierarea a continuat. Scandalagiii prezenți la încăierare au fost duși la secție pentru a da declarații și pentru a lămuri situația. Alar fi primit pe fondul unor neînțelegeri între cele două familii. Pe fondul stării conflictuale generate, mai multe persoane au fost condute la civil poliție, iar în cauză s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de spulburare a ordinii și liniștii publice. Asistații sociali care joacă la păcănele și câștigă trebuie să dea ajutorul de la stat înapoi. Asta spune Curtea de Conturi, care atrage atenția că fenomenul asistațiilor sociali care își încearcă norocul în sălile de jocuri e amploare. Pentru că nu au serviciu, iar banii din ajutoarele sociale nu sunt de ajuns, mulți asistați sociale își încearcă norocul la păcănele și pariuri sportive. Unii dintre ei câștigă, însă uită să declare acest lucru autorităților statului. Cei prinși că au omis să spună că le-a surâs norocul, n-au încotro și trebuie să returneze integral ajutorul social primit, ba chiar riscă să piardă indemnizația lunară. În Maramureș, de exemplu, 1000 de oameni, adică un sfert dintre beneficiarii de ajutor social, au fost înștiințați că trebuie să returneze o parte din sumele primite de la stat pentru că și-au completat veniturile cu sumele câștigate la jocurile de noroc. La auzul veștii că sunt buni de plată, oamenii au luat foc și au ieșit în stradă. Și primarul joacă la bilete, și Ionuț, asistentul social, joacă la bilete, toată primăria joacă la bilete. Au zis că îmi trage din ajutorul social pentru amenda asta 24 de milioane. Și ce de-aș câștiga milioane, de ce să-i dau? Fenomenul asistaților sociali care își omoară timpul în sările de jocuri s-a extins și în alte județe. În Dâmbovița, de exemplu, 122 de oameni care primesc ajutor social au înregistrat și venituri din jocurile de noroc. Aproape jumătate sunt din comuna Ile Caragiale, unde sunt 5 case de pariuri și o sală de păcănele. Iar în Brașov, 168 de oameni sunt bănuiți că au câștigat la păcănele sau pariuri sportive peste 250.000 de lei, bani pe care nu i-au declarat. Cel mai norocos asistat social ar fi adunat astfel peste 100.000 de lei. Pentru un muncitor de 57 de ani din Orșova, bărbatul a murit după ce a fost lovit de vidanja condusă de colegul său în timp ce încerca să-l ajute să parcheze utilajul. Cei doi muncitori se aflau cu vidanja pe o stradă din Orșova. La un moment dat, bărbatul de 57 de ani a coborât din mașină pentru a-l dirija pe șofer, care intenționa să parcheze. Nu se știe cum victima a alunecat moment în care a fost lovită de vidanjă, în timp ce aceasta mergea cu spatele. În scurt timp, la fața locului a ajuns un echipaj smurd. Manevrele de resuscitare au fost însă zadarnice, iar medicii de la ambulanță au constatat decesul victimei. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Pe numele bărbatului care se afla la volanul vidanjei a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea, el va fi anchetat și de către inspectorii ITM Mehedinți pentru că incidentul s-a petrecut în timpul orelor de program. Grupul Renault trece printr-o situație financiară fără precedent, iar oficialii sunt deschiși la orice soluții, chiar dacă implică închiderea de fabrici cu tradiție. Directorul general interimar de la Renault nu a exclus posibilitatea ca producătorul auto francez să închidă unele uzine după ce anul trecut a înregistrat primele pierderi din ultimii 10 ani. Conform rezultatelor financiare pe 2019, grupul Renault a înregistrat pierderi semnificative și un profit negativ pentru prima oară din 2009. În ultimul deceniu, francezii au fost întotdeauna pe plus, dar anul trecut au avut pierderi dureroase de 141 de milioane de euro. Nu avem niciun tabu și nu excludem nimic. Vom revizui toate tipurile de costuri. Unele dintre aceste costuri vor implica cheltuieli de restructurare, a declarat Clotilde Delbo, director interimar Renault. Renault a raportat prima sa pierdere anuală în ultimul deceniu și a redus estimările privind marja de profit în 2020, în condițiile în care producătorul auto francez încearcă să depășească turbulențele provocate de afacerea Carlos Ghosn și să repornească alianța cu Nissan. Renault se așteaptă ca piața auto globală să scadă în 2020, vânzările în Europa și Rusia urmând să înregistreze un declin de aproximativ 3%. Obiectivele stabilite de Renault pentru acest an nu au ținut cont de posibilul impact al epidemiei cu noul coronavirus din China, unde are o fabrică
în Wuhan, epicentrul epidemiei. Renault a anunțat la începutul lunii ianuarie că vânzările mondiale de autoturisme și utilitare marca Dacia au crescut anul trecut cu 5,1% până la 736.570 de unități. Uzina Dacia de la Mioveni produce un vehicul la fiecare 54 de secunde, iar peste 1.500 de mașini ies zilnic pe poarta fabricii, majoritatea plecând la export. La fabrica din Argeș lucrează peste 17.000 de angajați. Primul autoturism, model Dacia 1100, ieșea de pe liniile de producție de la Mioveni în anul 1968. Au urmat modelele Dacia 1300, Dacia 1300 Break, Dacia 1310 și Dacia Nova. După 1999, când a fost semnat contractul de privatizare și Renault a preluat pachetul majoritar de acțiuni al Dacia, la Mioveni s-au produs modelele Supernova, Solenza, Logan, Sandero și Duster, ultimele trei cu diferite versiuni de caroserie și echipare. Bilanțul epidemiei provocate de noul coronavirus se apropie de 2.000 de morți, în timp ce 74.000 de cazuri de îmbolnăviri au fost confirmate la nivel mondial. Autoritățile medicale din Hubei, epicentrul epidemiei, au înregistrat astăzi peste 1.800 de noi cazuri de contaminare, ce e drept în scădere în raport cu ziua precedentă. Iar presa internațională relatează despre cazul directorului unuia dintre principalele spitale din Wuhan, care a murit din cauza bolii. Liu Ziming, directorul spitalului Wuhan, Wuhang, a murit marți dimineață răpus de virusul ucigaș, în aceeași zi în care Autoritatea de Sănătate din provincia Hubei a raportat alte 93 de decese. Numărul morților în epicentrul focarului de coronavirus se apropie astfel de 1.800. Organizația Mondială a Sănătății a adus o rază de speranță după ce a anunțat luni că numărul cazurilor noi de infecție cu coronavirus în China pare a fi în scădere, deși este prea devreme pentru a putea spune dacă declinul raportat va continua. Iar epidemiologii preconizează că situația ar putea deveni stabilă până la sfârșitul lunii aprilie. Între timp însă, orașele din China au continuat să-și consolideze restricțiile menite să reducă răspândirea virusului. Beijingul a restricționat accesul pe aleile din centrul orașului, împiedicând accesul rezidenților în zonele respective. Asta în timp ce medicii chinezi fac eforturi supraomenești pentru a salva cât mai multe vieți, de multe ori ignorând propria sănătate. Pe internet a devenit viral un clip care surprinde un doctor în timp ce se prăbușește din cauza epuizării. Medicul se afla într-un lift când a căzut pentru că nu se mai putea ține pe picioare din cauza oboselii. După câteva momente și-a revenit, însă nu a reușit să se redreseze pentru mult timp și a căzut din nou. Medicul a revenit a doua zi la lucru. Aproape 90% dintre doctorii din Wuhan, orașul focar al epidemiei, s-au îmbolnăvit în timp ce își făceau meseria. Epidemia de coronavirus izbucnită în Wuhan a adus numele acestui oraș pe buzele întregii lumi. Știrile despre soarta oamenilor bolnavi sau blocați în locuințe au făcut în conjurul planetei. Foarte puține lucruri s-au spus însă despre animalele abandonate după ce stăpânilor s-au îmbolnăvit. În ajutorul necuvântătoarelor a venit un tânăr supranumit acum eroul din Wuhan. Acesta merge din ușă în ușă și salvează animalele rămase singure. Aproximativ 30.000 de animale de companie au fost abandonate în Wuhan după ce stăpânii lor s-au îmbolnăvit sau au fost nevoiți să intre în carantină. Voluntarul este contactat de stăpânii îngrijorați de soarta animalelor lor de companie. Uneori proprietarii trimit cheile, în alte cazuri îi cer voluntarului să spargă ușile pentru a le salva animalele. Voluntarul intră în casele oamenilor și hrănește animalele, le dă apă și face curat. Paznicii îl opresc la intrarea în fiecare clădire pentru a-i lua temperatura, apoi îl lasă să-și vadă de treabă. Tânărul susține că a salvat până acum 30 de animale care, fără intervenția lui, ar fi murit. Autoritățile îi caută pe pasagerii vasului de croazieră Westerdam după ce a fost confirmată o îmbolnăvire cu noul coronavirus în cazul uneia dintre turiste. La bordul vasului care a ancorat săptămâna trecută în Cambodgia s-au aflat și 17 români, iar unul dintre ei a fost îmbarcat către România în urmă cu 4 zile.
Proprietara navei Westerdam cooperează cu guvernele țărilor care au avut pasageri la bord, cu Organizația Mondială a Sănătății și cu centrele de diagnostic din Statele Unite pentru a localiza și investiga medical persoanele care ar fi putut intra în contact cu turista infectată. După ce de teama coronavirusului a fost refuzată de mai multe țări asiatice, nava Westerdam cu 1455 de pasageri la bord a primit joia trecută permisiunea să acosteze în portul Sihanoukville din Cambodgia. Peste 1200 dintre pasagerii aflați la bordul navei au debarcat în zilele următoare după ce au fost supuși unei examinări medicale rapide. Premierul cambodgian Hun Sen i-a întâmpinat el însuși pe primii pasageri debarcați, ironizând ceea ce a numit boala fricii și asigurând că la bord nu a fost identificat niciun caz de infectare cu noul coronavirus. Însă sâmbătă, pe 15 februarie, o pasageră americană în vârstă de 83 de ani, care plecase din Cambodgia către Malaezia, urmând ca de acolo să-și continue călătoria către Statele Unite, a fost diagnosticată cu noul coronavirus. La fel ca ea, numeroși alți pasageri de pe navă au plecat spre țările lor, situație care creează o mare îngrijorare. La bordul navei Westerdam se aflau și 17 cetățeni români, 9 pasageri și 8 membri ai echipajului. Pe 14 februarie, Ministerul Afacerilor Externe român anunța că un cetățean român care se afla la bordul navei de croazieră Westerdam a fost îmbarcat din Phnom Penh către România, în timp ce membrii echipajului vor rămâne la bordul navei. Aproape 400 de americani au fost evacuați de pe nava groazei și au ajuns cu bine acasă. Oficial, carantina pe vasul de croazieră Diamond Princess se încheie mâine. La bord se află și 17 români, iar unul dintre ei a fost diagnosticat cu coronavirus. All right, this is it. I'm about to step into the big wide world, so I have to put my mask on and get going. Bye! Pentru americanii de pe Diamond Princess, calvarul s-a încheiat. La bordul a două avioane trimise de guvernul american, 400 de americani care nu prezentau simptome de îmbolnăvire au aterizat la mai multe baze americane din țară. O parte vor sta acolo în carantină încă 14 zile, alții vor putea pleca spre casele lor. Aproximativ 460 de oameni de la bordul navei Diamond Princess, staționată din 3 februarie în apele teritoriale japoneze, au fost infectați cu coronavirus, printre care și un român. Vasul este considerat cel mai mare focar de îmbolnăvire din afara Chinei continentale. Măsuri similare de evacuare pregătesc și Canada, Italia, Hong Kong și Coreea de Sud. Carantina de pe Diamond Princess ar trebui să se încheie oficial pe 19 februarie. Între timp, bilanțul negru continuă să crească. La nivel mondial, aproape 74.000 de cazuri de îmbolnăvire au fost confirmate, iar numărul deceselor se apropie de 2.000. Efectele Brexitului continuă să afecteze regiunea. După Irlanda de Nord și Scoția și Republica Irlanda vrea organizarea unui referendum pentru independență. Londra trebuie să fie pregătită pentru aceste scenarii, a declarat lidera Partidului Naționalist Irlandez Sinn Féin. Provincia Irlanda de Nord și frontiera sa cu Irlanda au complicat încă de la început problema Brexitului și negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Acordul de pace încheiat în 1998 a pus capăt celor 30 de ani de conflict sângeros și a eliminat practic orice urmă vizibilă a frontierei dintre Irlanda de Nord, teritoriu britanic, și Republica Irlanda din sudul insulei. Bruselul, Londra și Dublinul s-au angajat să mențină această situație după Brexit, dar acordul privind Brexitul s-a lovit constant de statutul acestei frontiere în urma divorțului Londrei de Bruxelles. Pentru Sinn Féin, partizan al unității Irlandei, este un semn că această frontieră, cu o lungime de 500 de kilometri, trasată în 1921 după independența Republicii Irlanda, nu are nicio legitimitate, comentează presa internațională. Nu este acum de mirare că Republica Irlanda calcă pe urmele Irlandei de Nord și Scoției și amenință cu organizarea unui referendum pentru independență care să-i permită rămânerea în UE. De altfel, săptămâna trecută, o deputată scoțiană care a câștigat deja în justiție un proces împotriva guvernului britanic l-a avertizat pe premierul Boris Johnson că se expune la o nouă bătălie judiciară dacă va bloca organizarea unui nou referendum asupra independenței în Scoția. Secesioniștii scoțieni susțin că Brexitul a schimbat datele problemei, deoarece 62% dintre scoțieni au votat împotriva separării de UE în timpul referendumului din 2016. În cazul în care Scoția ar obține independența, ar dori să rămână în Uniune. În aceste condiții, jumătate dintre britanici cred că Regatul Unit nu va mai exista peste 10 ani.
Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, donează 10 miliarde de dolari pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Suma va fi folosită pentru finanțarea cercetărilor științifice care își propun elaborarea unui plan menit să salveze planeta. Cu avere de 130 de miliarde de dolari, fondatorul Amazon a anunțat că a decis să înființeze un fond de salvare a Pământului și că vrea să convingă și alte persoane cu dare de mână să-i se alăture. Inițiativa lui Bezos vine în contextul în care compania Amazon a fost acuzată de mai multe ori că nu face mai mult pentru protejarea mediului. Celebrul actor american Andy Garcia îl va juca pe sculptorul român Constantin Brâncuș. Informația a fost confirmată de Mick Davis, regizorul filmului Modigliani, care a fost turnat în România. În această poză, actorul seamănă izbitor cu marele sculptor român. Andy will play Brâncuș in The Sculptor. Andy îl va juca pe Brâncuș în Sculptorul, a scris regizorul. De altfel, celebrul actor american nu este la prima sa întâlnire cu România. În 2004, el a interpretat rolul unui discipol al lui Brâncuș, pictorului Modigliani, în pelicula cu același nume realizată de Mick Davis în România în 2004. Filmul s-a bucurat de aprecierea criticii, dar și a publicului, alături de nume precum Eva Herțigova, Udo Kier și Jim Carter, din distribuția acestuia făcând parte și numeroși actori români. Momentan, pe cel mai cunoscut site dedicat filmului IMDb, în dreptul lui Andy Garcia nu figurează un asemenea rol, iar pe pagina lui Mick Davis nu este adăugat filmul The Sculptor. Asta deoarece, cel mai probabil, în momentul de față, scenariul filmului abia este schițat. Efectele încălzirii globale conduc la gesturi neobișnuite. Administratorii unei stațiuni franceze din Pirinei au folosit elicoptere pentru a transporta zăpadă pe pârtia care devenise impracticabilă din cauza temperaturilor ridicate. Valul de aer cald care a lovit Europa și-a făcut simțit efectul și în Pirinei, unde mercurul termometrelor a depășit 10 grade Celsius, iar pârtiile au rămas fără zăpadă. Pentru că este perioada de vacanțe școlare și nu vor să rămână fără turiști, autoritățile din stațiunea franceză Luchon-Superbanier au venit cu o idee inedită. Au plătit 5.000 de euro unei companii care are în dotare elicoptere, ce au adus 50 de tone de zăpadă de pe înălțimile munților direct pe pârtiile deschise pentru copii și începători. Une opération courte et qui va nous permettre de prolonger notre action pour le ski, pour l'école de ski et pour tous nos clients. Grupurile care militează pentru protejarea mediului au criticat decizia autorităților locale. Ecologiștii susțin că ceea ce trebuie să facă omenirea este să combată criza climatică și nu să apeleze la metode care să o agraveze și mai mult. Final de jurnal, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. În câteva minute începe primul talk show al zilei, moderat de colega mea, Aneta Sângerzan. Noi ne revedem la ora 15, când vă aștept din nou. Pe curând! Astăzi, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în această perioadă.